Salut, eu sunt Dan. Iar eu sunt Florentina. Iar tu te uiți la Vista. Astăzi vom vorbi despre metale mai scumpe decât celebrul aur, care fascinează milioane de femei la nivel global. În prezent, cea mai mare cerere este pentru aur galben, alb și apoi roz. Dar nu ele sunt cele mai scumpe din lume. Sunt elemente pentru care doritorilor trebuie să scoată chiar și exorbitanta sumă de 30 de milioane de dolari pentru un singur gram. Hai să aflăm împreună top 8 cele mai scumpe metale. Indiul este un metal rar care se găsește adesea în China, Coreea de Sud și Japonia. Este folosit în aliaje ușor fuzibile, dentare, semiconductoare sau aliaje de lipit. Prețul unui singur gram este de 1,5 dolari. Reniul este un metal foarte rar, cu o duritate foarte ridicată. Se extrage din minele de cupru, cele mai mari zăcăminte fiind localizate în Chile, Kazahstan și America. Este folosit în contactele electrice, cel mai des la producția turbinelor eoliene. Prețul unui gram este între 12 și 23 de dolari. Platina este dură, ductilă, maleabilă și prețioasă. Are culoarea gri-alb, rezistă la coroziune și este adesea folosită pentru confecționarea bijuteriilor, echipamentelor de laborator, industria auto sau medicina dentară. În prezent s-au descoperit mai multe zăcăminte de platină, metal mai ușor de extras decât aurul, fapt ce a setat prețul la 33,63 dolari per gram. Aurul este la mijlocul topului metalelor rare și scumpe, fiind extrem de important pentru civilizația umană de peste 5.000 de ani. În prezent costă 56 de dolari per gram și nu este la fel de rar precum alte materiale. Conform ultimelor calcule, rezervele mondiale de aur ar fi de 167.000 de tone. Rodiu este un metal din grupa platinei de culoare alb cenușie, rar și extrem de strălucitor. Denumirea provine din limba greacă și se traduce roșu. Are o duritate foarte ridicată și se aplică ca stradă de acoperire pe instrumente optice sau pe bijuterii din aur alb sau platină. Rodiul le va face mai lucioase și frumoase. Se mai folosește în industria medicală sau cea auto. În prezent, prețul pentru un gram a atins pragul de 435,6 dolari. Este unul dintre cele mai dense metale de pe pământ, de culoare argintiu strălucitor, cu duritate rară și temperatură ridicată de topire. Se găsește în zăcăminte din America de Sud, Nord sau Rusia. Este folosit pentru contactele electrice și prețul unui gram atinge suma de 1854 de euro. Plutoniul este un metal radioactiv, greu, alb-argintiu și utilizat pentru fabricarea armelor nucleare. Mai este folosit și ca sursă de energie pentru navele spațiale sau combustibil spațial. Un singur gram costă 4.5240 de dolari și nu se vinde pe piața liberă. Californiu 252 este cel mai scump metal din lume, cu un preț halucinant pentru un singur gram, între 27 și 30 de milioane de dolari. Motivul prețului piperat este extrem de rar și a fost creat o singură dată, în 1950, anul în care a fost descoperit. În prezent, la nivel global, există numai 8 grame de Californiu 252, în valoare de 240 de milioane de dolari și nu are o utilizare anume, doar cea de cercetare sau științifică. Atât pentru astăzi. Noi am fost Dan și Florentina. Iar tu ai urmărit un nou Top Vista.
Nu uita să revii pentru mai multe materiale interesante. Dacă ți-a plăcut acest clip video, nu uita să dai un like și un subscribe, activând totodată și clopoțelul pentru a primi notificări despre cele mai recente clipuri Vista.